Zion pentru că nu a procedat corect. Zion a încercat să strige. A degerat acolo și Joe nu vedea niciun semn. Era întrebat să se tăga spre afară, asta înseamnă că s-a dat bătut? L-a făcut să cadă pe o prăpastie, iar apoi i-a tăiat coarda. Ai spus că l-a făcut să cadă, ceea ce este evident o minciună. Joe n-a căzut ca urmare a unei acțiuni a lui Simon. Nu era responsabil pentru viața lui Joe, pentru că nu era părintele lui sau era responsabil pentru el. Dar cam cum numești tu când Joe atârnă în coardă legat de tine și acțiunile tale decid viața oruia de la capătul celălalt al corului? De dovadă de curaj și de, nu știu, oarecum prietenie. Faptul că Joe, în cazul lui Joe, s-a manifestat instinctul de supraviețuire, de a reușit să iasă din crevasa aia, este absolut admirabil. Nu văd în niciun fel cum îl scuză pe Simon. Este meritul lui Joe. El a avut puterea să iasă. Responsabilitatea de a fi pregătit este a ta, doar a ta. Atunci când a ajuns jos și era aproape să cadă, nu i-a dat niciun semnal, n-a tras de frânghie sau nimic. Era suspendat. Nu avea cum să treacă de spargă. N-auzi ce vorbesc? Deci v-am demontat cam toate argumentele până acum. Exercițiul este, așa cum le-am spus și lor, ca să vedeți cum este să vorbiți, să discuți, argumentați cu un adversar ostil. Un adversar mai mult sau mai puțin pregătit, dar ostil. De asta am făcut acest gen de exercițiu, ca data viitoare să simțiți emoția asta, să știți să o controlați. My brain on twist. Got my brain on twist. My brain on twist. Twist.